emisia live de astăzi, Maria și Antonio erau întrebați dacă formează un cuplu. Nu știu, simțiți așa niște ironii prin casă sau... E, mi se pare. Ți se pare? Aha. Păi o să văd și eu, să văd dacă mi se pare și mie. Dar totuși nu putem să lăsăm asta cu cuplu în aer, că... Nu, suntem un cuplu. Sunteți un cuplu. Suntem. Perfect, aplauze pentru al cincilea cuplu din casa Mireasa. Maria și Antonio. Într-un material difuzat astăzi, Antonio și Irina au avut un schimb acid de replici. Ce vrei, Antonio? Când am stat toți în casă și spuneam că Maria, da, s-a schimbat, e mai deschis acum. De ce în live acum ai zis? A, ai observat în 3 zile? Băi, e de mult e mai deschisă, nu din 3 păi zile. Păi și am stat eu cu ea? Dar de ce nu stăteai cu? Pentru că nu mai vreau să-ți interpretez nimic, pentru că nici nu vreau să văd dacă s-a schimbat. Pentru că am făcut atât de mulți nervi și în live când vorbea tot de acolo de sus, încât nu credeam că s-a schimbat cu nimic. Și băi, tu... ce vrei? Uite, ce, eu nu vreau. Ce vrei? Păi ce vrei? Tu vii cu o ideologie, exact cum am și eu, despre femeia care mi-o doresc eu și e valabilă pentru tine, dar nu aplica pentru toată lumea. Pentru că poate și tu nu ai fost acceptată de părinți și tot așa îți dorești să vină un bărbat care să zică da, asta e femeia mea și orice ar face o să lupt pentru ea. Pentru că și în gândirea mea, asta i-am spus și Marie. Și eu, ideologia mea, aștept să vină o femeie care zică, oricât de nebun e băiatul ăsta, eu cu el vreau și simt că vreau să fiu cu el. Aveți că ai făcut ce ai simțit și tu poți să simți mâine altceva și pui mâine altceva și mai pui mâine altceva. Și oricine poate să simte chestia asta altceva. Nu! Bine, asta e după capul tău. O situație plină de nervi care avea nevoie de explicații în emisia live de astăzi. Te-ai cam enervat. Avem da, debit, am da. Atins niște coarde sensibile. Da, am crezut corzi. Corzi, da, corzi. O luăm iar de la început cu aceleași discuții, duc, cu aceleași... Dacă aș vrea putem să duc luăm să... de câte ori vrem da, și... Exact. Dacă aș vrea să duc în direcția asta, aș găsi argumente și pentru chestia asta, așa da? Așa este aici. Punem pe masă toate posibilitățile. Există și această posibilitate. Nu știu dacă o să spună vreodată dacă da sau dacă nu. Altfel... N-aș vedea motivația, nu? Logic. N-aș vedea motivația da. Să facă chestia asta. Da. Exact asta și eu zic. De unde vine motivația? Ce? Să fac chestie? Ce să fac? Ce? Uite discursul ăsta dual de care îți spuneam și ieri. Haideți, mai încercați. Exact. Dar de ce e așa? Că ești, am vrut să-l fac că se simtă prost. Să se simtă da, prost de unde de vrei să fii împreună? Acum vrei să mă faci să mă simt. Că tu, eu am făcut-o eu pe Maria să se simtă prost. Când eram împreună cu Maria, tu ziceai că nu e adevărat. Maria zicea, băi, te ui, era geloasă pe tine. Dacă stau să caut în arhivă și în memorie, pot să găsesc lucruri care să facă că îți place de mine. Dar nu vreau să fac chestia asta și nu vreau să te cerc cu Maria și vreau să se păstreze o atmosferă bună. Și ce vrei? Am zis o părere. Nu, nu. Una e să-mi zici o părere, venești și mi-o spuneai mie. Față, nu mai încercați. Asta și-am zis, am zis că ai renunțat nu mai încercați, ea, pentru că tu ți-ai bătut. Că ai spus de Giulia, că ai spus de Beatrice și acum te-ai întors înapoi și mie mi s-a părut că prea repede te-ai acceptat. Adică tu joi le spuneai, dar fi păcat să nu mai încercați. Da, dar mi se părea că o să-l mai țin așa. A, nu era cam tiparul tău, cum te-ai planificat tu în mintea ta. De ce nu e Maria intrigată de tot ce a făcut Antonio și ești tu atât de revoltată pe ce a făcut ea? Pentru că pur și simplu nu simt, e ceva în interiorul meu ce nu-mi dă voie să simt treaba asta. Dacă e să greșesc, greșesc pe mâna mea și mi-asum și singurul om care o să le tragă o să fiu eu și atât. Și mi-asum. Hatice și Mihai simțeau să fie alături de Maria și Antonio în această situație. Dar nu există să fie tot roz, n-ai cum. E, ori e roz și înseamnă că e ceva la mijloc, e putred, ori înseamnă că... Măi, eu așa sunt ca om și am zis, dacă eram afară și nu se vedea la tele... Dar nu, că să nu înțelegi că răutăți, că nu... Nu, n-am. Eu ieri veniseră din live. Hai să zic de ce. Eram pe terasă, știi, când am început să mănânc pe penie să nu mai vorbesc. Eu mă gândeam fix la scena aia, când o să intrăm și o să fie Beatrice acolo. Și când am văzut că e acolo? Și când am văzut că e acolo, mi-am adus aminte că am tăcut vreo 3 ori și am zis că nu zic nimic, nu zic nimic și m-am întors la el, am văzut roșu, știi? Și am început să... Era cald și toată lumea zicea că e de Beatrice, că... Nu, no, treaba. Da. Și tot ce nu vă desparte și vă unește, exact. Azi faceți. Corect. Eu sper să merite toată treaba asta. Ce să merite? Așa. Ai zis că nu mai pui gândul ăsta. Nu pun gândul dacă ăsta. Dacă mergi cu gândirea asta, nu, nu te sufăr. Nu merg, dar... Trăiește ce e de trăit. Pune-te în locul meu puțin. Și în locul meu crezi că e bine? Nu mă vreau să zic o prostie acum. Păi ia zi, ce e așa bine în locul meu și în locul tu ce e așa? Tu ești bărbat. Înțelegi? Așa și...
lucrurile astea de acceptare sunt toate puse pe mine. Tu... Nu, tu ți le pui pe tine, nu pune nimeni pe tine. Oricum nu mă interesează, pe mine oricum nu mă interesează nimeni. Vreau la să te afecteze. Să nu fii supărată. Tu te-ai așteptat la astea. Și eram sigură. Și cred că de-aia ai depășit. Eu mă duc pe părerea mea, nu știu dacă am dreptate. În sufletul tău ți-ai văzut și vina ta. Da, eu n-am spus. Vreau să-mi spună mie un om de aici când am spus eu vreodată că n-a fost vina mea. Nu în total, niciodată când doi oameni nu se înțeleg. Da, e doar un... Numai unul de vină, niciodată. Știu. Că proporțiile de la unul în procente mai da, mic nu, la eu am la zis, mai mare, toată experiența asta m-a format până și cu oamenii, nu numai eu am învățat de aici, nu doar că ce a fost cu tine și așa, și cu oamenii acceptarea, adică ce spui, să spun alții. Că nu i-au plăcut de tine, că nu există. Da, eu să mințește singuri. Și ea să mințește dacă spune asta și restul. Băi, Antonia, asta înseamnă că mi-a plăcut toți băieții din casă, că eu despre fiecare am zis cam așa ceva. Nu, Irina, eu știu ce, dacă vreau să mă duc pe panta aia, pot să văd și varianta aia. Încetați! Vreau să cad în brațele lui, ce vrei. Doar că n-am înțeles de unde te-ai dus tu direct în direcția aia. Am zis că ai renunțat ușor. N-am renunțat ușor. N-am renunțat ușor. Păi tu pentru tine. Păi uite, și ce pentru dacă tu consider, mine, dar tu dacă eu ți-am vorbit ție cum sunt și tu m-ai văzut că nu e chestie că eu practic, eu nu fac nimic ca să le plac la femeile astea care au fost în casa asta de mine. Două sau trei au intrat aici pentru mine, că le-au plăcut de mine de la televizor. Ce, și hai să zicem, au fost Beyoncé sau au fost top modele cele care au intrat și m-au plăcut? Atunci hai să zicem, da, era o chestie de ego, de mândrie, dar nu a fost. Asta mie mi se întâmplă în viața de zi cu zi normal, că mă duc din casă până la magazin și stau ochii în ochi cu caserița și poate mă vede atrăgător sau văd ceva de acolo. Asta nu e că eu mă duc să fac chestiile astea. Eu cred că la cum sunt eu ca om și la câte experiențe de viață am și prin câte am trecut, eu chiar sunt motivat și fac chiar mult. Și o consider pe Maria în aceeași situație ca și mine. Prin aceleași suferințe și la fel de traumatizată. De-aia n-a putut să se deschidă. Și pe tine ce crezi? Te cred mai traumatizată decât amândoi la un loc. Mă jur, tu ești mai traumatizată decât amândoi. Capricile iubirii. Eu tot nu înțeleg care sunt traumatizată, nu geloasă. Da, și traumatizată, nu geloasă. Ok, dar nu înțeleg ce aveți de împărțit sau ce. N-avem nimic de împărțit. S-a supărat Antonio că am râs și la replica lui Hatice și că am zis că a renunțat ușor. Mi s-a părut și era foarte sigur că e Giulia și nu o să-și mai schimbi părerea. După Beatrice simt că o să fie motivația mea și el e sigur de fiecare dată în ceea ce spune și în ceea ce gândește. Și nu înțeleg ce s-a supărat. Dar tu știi ce vrei sau știi ce afirmi? Că ai văzut că și Simona ți-a zis și am remarcat și eu lucrul ăsta și cred că l-a remarcat toată lumea. Săptămâna trecută doar ziceai că... Am zis că merită să mai încerci odată, dar mie mi s-a părut, așa cum a zis și Antonio, în tipologia mea, în gândirea mea, că el o să facă mult mai mult până ea să-l primească înapoi și atât. Da, vezi tu... Da, nu toți se gândim la fel, nu da, toți și nu toți suntem la fel. Adevărat. Adică tu ai vrut ca Maria să cedeze mai greu, da, iar Antonio da, să-l mai joace un pic pe degete, da, cam asta da, era treaba. Da, da, dar până la urmă, adevărat, maturitatea... Mie mi s-a părut că ea gândește la fel ca și mine. Așa mi s-a părut mie în toate discuțiile noastre. Da, da, dorința ei, da, cu siguranță, a fost mai mare decât dorința ta. Adevărat, dar pe de altă parte, când a fost sărutul în ploaie, chiar și tu ai fost... Tu care să-i duci? Hai sărutați-mă în ploaie, că e fain. Dar oricum, în același timp, mi se părea că... Da, ea și fost reticentă, dar na, mi s-a părut mie că o să... Antonio, o să zic, o să facă mai mulți pași, o să fie mai... Sau tu, de fapt, încercai să testezi pe Maria, că tu erai, hai, duceți-vă, nu, duceți-vă, duceți-vă, dar... Eu știam un că fel e de du-te, dar mai stai un pic, sau cum? Chiar și de toate discuțiile în casa băieților le inițiam eu în favoarea Mariei, că știam că ea vrea asta. Ce nu ți-a plăcut mai că e scundă și era slabă? Că ce? Că asta e frumos, că nu știu ce? Și alte lucruri, eu le ziceam. Irina, dar tu crezi că Maria este slabă de înger și nu poate să-și poarte de grijă? Pentru că am senzația că atitudinea pe care o ai este asta. Nu. Consider că ea nu poate să-și impună totul da, de poate vedere. Poate e greșeala mea, poate să-și poarte de grijă, nu mai zic nimic, mă dau într-o parte și le urez să fii fericiți. Că fiecare gândește diferit, fiecare alege diferit, fiecare simte diferit. Cum da, tu ai avut o relație de prietenie cu fiecare
separat, da, cumva. Ai rezonat cu Antonio la modul că ați avut multe discuții împreună. Eram curioasă de cum gândește el și acțiunile lui. Și el era foarte sigur în ce spune și cum vede el lucrurile. Și eu eram curioasă de unde, de ce, de cum. Asta e, eu am fost curioasă mereu de cum gândesc oameni care iubesc să vorbească. După ce ești de caz, vorbind cu ei sau? Cu toți oamenii. Dacă, faci dacă tu de caz și cu mine? Aoleu! Dacă oamenii iubesc să vorbească, eu sunt curioasă de răspunsuri și le mai pun întrebări. Sunt alții care nu răspund și acolo nu e interesant să vorbești. Maria, dar tu cum percepi atitudinea Irinei față de tine și față de Antonio? Sincer, nu pot să înțeleg pe ei doi. Nu înțeleg unde e ideea care... De ce așa? Adică? Pur și simplu. Nu înțeleg, nu mă așteptam la schimbul ăsta de replici între ei. Chiar nu mă așteptam. Dar pe Antonio poți să-l înțelegi? Cum de este schimbarea asta așa de bruscă? Nu pot să-l înțeleg. Probabil simte. Uh-huh. Nu știu. Foarte. Sau speri? Sau speri ca el să simtă? Important e că mă bucur de tot ce vine. Nu contează că mi se pare că dintre toți Maria e cea mai câștigată, dar asta e altă discuție. Antonio, hai să ne răspunsul la toate întrebările astea. Am spus cu Irina, nu am înțeles-o, de-aia am și pornit acea conversație așa, abia așteptam să vorbesc cu ea pentru că mă enervase foarte tare în live. Oricum am înțeles ideea ei, cred că am înțeles-o, dar nu o să fie nicio problemă de acum încolo. Poți să-și dea cu părerea, pe mine m-a deranjat că își dădea cu părerea doar într-o singură direcție și nu vedeam de unde vine motivația să... Adică nu era nimic de bine, era doar de rău și au fost câteva replici, una după alta. Era doar de rău, am zis doar două fraze. Doar de rău. Doar așa le-am văzut eu ziua aia, poate s-au adunat mai multe. Exact, adică zi, am văzut mai multe ironii, mai mulți oameni râdeau, mai mult și te-ai animat de fraza mea care am zis ușor. Și te-ai gândit că mi-am să pot să... Mă așteptam ca momentul ăla, având în vedere că noi ne știm de tot timp și vorbim atâta lucruri, să nu pornești în direcția aia. Aia a fost tot. Dar Antonio nu ar trebui să te deranjeze, demonstrează că este altfel și că... Da, așa i-am zis și eu, el de ce te enervezi, dacă tu știi că ținea ta nu e așa. Eu o să demonstrez și eu asta prin fapte, nu prin vorbe. Dar de la ea nu mă așteptam, cream că mă cunoaște. Acolo a fost toată chestia mea, nu că eu a zis ea. Dacă nu vorbeam cu ea atâtea ore și așa, puteam să zic ce voia că nu. În altă ordine de idei, să știi că toate lucrurile astea au cumva un fundament, pentru că toate pornesc de la comportamentul tău, de la felul în care tu ai ales... Eu am pus situația afară și v-am zis, dacă eram afară și se întâmpla mântâlneam cu Maria... Nu ești afară. Eu așa m-am comportat de fiecare dată, nu am ținut cont de camere și nu numai în relația mea cu Maria, în relația mea și cu băieții, în relația mea și... Vrei să spun ceva? Uitându-mă la Maria, sunt convinsă că la fel se întâmplă și cu ea. Și sunt o grămadă de bărbați care roiesc în jurul ei, pentru că este o fată foarte frumoasă, o femeie inteligentă. Da, dacă intra alt băiat și ea intra într-o cunoaștere sau se și săruta și după aia noi ne apropiam, nu aveam nicio problemă. Eu nu eram cu ea, ea era liberă să facă orice voia. Asta e gândirea mea. Nu sunt stăpân asupra ei. Nu, dacă ne-am întâlnit odată și am vorbit, asta nu înseamnă că ea trebuie să se comporte restul de perioadă de timp conform cum mi-aș dori eu. Auzi, dar poți să întreb ceva și să fii sincer cu mine acum? Da, am fost bine. Chiar te-ai tras atunci la sărutul ăla? Haide, fii cinstit, acum că s-a prescris oricum, știi? Da, eu v-am zis și cum, da. E ca și la Kennedy, ar fi trebuit să se deschidă dosarul și să aflăm de ce a fost asasinat sau cum. A fost o încercare de... dar nu am reușit. O încercare să mă depărtez din acest, să fie sărutul mai scurt. V-am spus de atunci. L-am forțat. Nu... Of, Doamne. Bine, nu m-am tras. Cu vorbele tale. Eu am spus și am repetat de atâtea ori, nu v-am mințit nici atunci, nici acum, vreau să vă mint. Ce v-am spus? Exact cum a stat situația. Nu mă credeți, nu să mă credeți în continuare, nu are rost să argumentez cu alte... O credeți în reluare. Da, în reluare se vede, dacă facem stop cadru, să vă zic exact secunda, unde, cum. Bine. Ați pierdut multe lucruri în casa Mireasa, multe task-uri, multe încercări, doar pentru că atunci tu ai vrut să te tragi și n-ai vrut... Eu nu consider că am pierdut, eu consider că așa au fost lucrurile și așa se întâmplă viața. Nu văd altă variantă. De ce? Pentru... Bravo! Că ajuns...